Dumnezeule cel drept și lăudat, Dumnezeule cel mare și puternic, Dumnezeule cel mai înainte de veci, care asculti rugăciunea omului păcătos, ascultă-mă într-o acest ceas și pe mine, Cel ce ai făgăduit să asculti pe cei ce te vor chema într-un adevăr. Să nu te îngrețoșezi de mine, Cel ce am pe buzine curate și sunt cuprins de păcate, nădejdea tuturor marginile pământului și a celor ce sunt pe mare, departe. Apucă arma și pavăză și te scoală într-un ajutorul meu. Scoate sabia și stai împotriva celor ce mă prigonesc. Ceartă duhurile cele necurate și le alungă de la fața mea, a nepriceputului, să se depărteze de la gândul meu duhul urâciunii și al pomenirii de rău. Duhul zăbistiei și a vicmeniei, Duhul îngrozirii și al lenevirii, Duhul mândriei și al oricărui fel de răutate, să mi se stingă toată aprinderea și pornirea trupească, care se strânește prin lucrarea diabolească, să mi se lumineze sufletul și trupul și Duhul meu cu lumina cunoștinței tale cele dumnezeiești, ca prin mulțimea durărilor tale, ajungând la unirea credinței, într-un bărbat de săvârșiri la măsura vârstei, să slăbesc împreună cu îngerii și cu toți sfinții, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.